La încheierea campaniei Fără Bariere, tot adevărul despre droguri din Brașov, susținută de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse cu fonduri europene, ministrul Natalia Intotero a declarat că deocamdată nu a primit niciun răspuns concret la problema lipsei centrelor de stat pentru tratarea tinerilor dependenți de substanțe psihoactive și le-a transmis autorităților competente că termenul de 5 ani pe care acestea le-au avansat este prea îndepărtat. Potrivit ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, în România există mai multe clădiri amenajate încă de acum 20 de ani pentru tratarea tinerilor dependenți de substanțe psihoactive, dar în care, în tot acest timp, nu s-a desfășurat niciun fel de activitate. Sper ca această problemă să se rezolve în cel mai scurt timp. Știu că la nivelul Agenției Naționale Antidrog se lucrează, alături de Centrul Național de Sănătate Mentală, pentru realizarea acestor centre și se încearcă să se obțină finanțare europeană. Mi-aș dori să fie cât mai rapid, nu doar așa cum au spus unii, în următorii 5 ani, pentru că peste 5 ani este mult prea târziu. Sunt câteva ONG-uri care desfășoară această activitate, dar sunt contra cost. Însă sunt familii care nu au această posibilitate, dar sunt și copii și tineri din sistemul de protecție socială, pentru care este foarte greu să găsești sursă de finanțare pentru a plăti o astfel de recuperare, care durează un an. De aceea, ceea ce putem noi face de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este să desfășurăm această prevenție, respectiv campania Fără Bariere, tot adevărul despre droguri, a declarat ministrul Natalia Intotero la Brașov la evenimentul de închidere a campaniei Fără Bariere, tot adevărul despre droguri, campanie susținută de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și finanțată de Comisia Europeană.